Sancțiuni mai dure pentru operatorii economici care le vând țigări sau alcool minorilor. Dacă la prima abatere riscă să fie amendate, la a doua abatere aceste firme vor fi închise. Așa prevede o lege promulgată de președintele Klaus Iohannis. Legislația care protejează minorii se înăsprește. Potrivit unei legi intrate în vigoare, magazinele care vând țigări celor sub 18 ani vor fi mai întâi amendate, după care vor fi închise. Până la 18 ani nu se dădea nici în magazine, nici la orice magazin, orice bufet, orice magazin, nu se dădea pe timpul erei noastre, nu se dădea tutun la minori. Nici în ziua de azi nu se dea acord să dea la minori. Este un lucru bun să se dea amenzi mai mari? Da, mi se pare corect. Mi se pare foarte corect, pentru că minorii nu trebuie, nici mie nu convine, sunt fumător, dar nu convine nici mie. Și eu aș vrea să mă las de fumat, dar nu reușesc. De multe ori încerc, de multe ori renunț, mă apuc chiar din nou, dar nu-i bun tutunul. Legea prevede măsuri prin care operatorii economici care comercializează băuturi alcoolice și produse din tutun să fie constrânși să respecte legislația potrivit căreia este interzisă vânzarea acestor produse către minori, precum și pentru descurajarea copiilor și adolescenților să cumpere aceste produse. E foarte bine ce a făcut, să fie și mai aspru, să nu mai fumeze. Mi se pare foarte normal să le dea amenzi, dar oricum asta este fapt, ce minorii cumpără de la magazine. Și localurile publice care vând alcool minorilor sau persoanelor aflate în stare de ebrietate vor avea activitatea suspendată între 10 și 30 de zile, prevede o altă lege promulgată de șeful statului. Cei prinși că beau alcool pe drumurile publice, în parcuri, pe stadioane, în săli de spectacole, gări sau mijloace de transport în comun sau diverse unități economice, riscă de asemenea să fie amendați. Contravențiile trebuie să fie constatate de reprezentanții poliției locale sau de angajații ai Ministerului de Interne și tot ei vor da amenziile.